Când vă confruntați cu emoții dificile, este firesc să vă aflați într-o stare reactivă, dar nu trebuie ca aceasta să fie setarea implicită a minții dumneavoastră. Viața multor oameni se aseamănă în multe privințe cu cea a unui acrobat, care încearcă să traverseze pe sârmă o zonă periculoasă aflată la înălțime. Mulți oameni obișnuiesc în fiecare zi să meargă pe sârmă. Este tot mai greu în zilele acestea să duci o viață normală, echilibrată, cumpătată din toate punctele de vedere. Este mai la îndemână în vremurile noastre să mergem pe sârmă încercând să ne păstrăm echilibrul, însă lucrul acesta nu înseamnă că ducem o viață echilibrată. Dacă pacea sufletească este o noțiune creștină, iar echilibrul sufletesc o noțiune a psihologiei, trebuie spus că pacea sufletească nu este tot una cu echilibrul sufletesc. Acesta se obține prin clarificarea situațiilor trecute traumatizante, folosind metoda raționalizării, eventual cuplată cu o medicație temporară care să atenueze consecințele traumelor, iar pacea se obține prin proiectarea coerentă a restului vieții de acum încolo. Exercițiul următor ne face să ne gândim la acele momente când ne-am simțit echilibrați din punct de vedere psihic și emoțional. Ne va întoarce în trecut și ne va face să ne aducem aminte de anumite momente. Pentru început, găsiți o poziție care să fie confortabilă și încercați să respirați de câteva ori. Îndreptați-vă atenția către zona nasului pe unde intră aerul. Urmăriți inspirația și expirați. Invită-te să te relaxezi și să te conectezi cu tine. Intră în corpul și mintea ta, chiar aici, chiar acum. Imaginează-ți o perioadă în care te-ai simțit calm și echilibrat. S-ar putea să fie un moment în care ai fost pe cale să urli, dar în schimb ai făcut o pauză. Ar putea fi orice. Vedeți dacă vă puteți aduce aminte de un moment în care v-ați simțit echilibrat. Observați dacă puteți vedea sau simți cum a fost. Unde ai fost când s-a întâmplat acel lucru? Ce ai văzut? Ce ai auzit? Cel mai important însă, ce ai simțit în tine? Dacă nu vă vine nimic în minte, vă puteți imagina un munte. Un munte este solid, puternic și dur. Puteți să vă amintiți o perioadă în care ați simțit puterea unui munte sau să vă imaginați cum este. Cum se simte acest lucru?
Acum ne vom îndrepta atenția către repetarea unor fraze. Pentru început am putea spune că lucrurile au fost așa cum au fost. Puteți repeta cuvintele acestea în minte. Aș putea accepta lucrurile așa cum au fost. Pot să accept lucrurile așa cum au fost. Pot accepta lucrurile așa cum au fost. Am tratat acest lucru cu putere și echilibru sufletesc. Observați ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră în timp ce vă amintiți de acel moment sau să vă imaginați muntele. Respirați și observați ce se întâmplă în interiorul vostru. Acum, imaginați-vă ceva care a făcut dificilă găsirea echilibrului sufletesc. Poate fi ceva simplu, sau poate că ești copleșit de muncă, sau de lipsa unui loc de muncă. Pe măsură ce îți amintești această situație, observă ce se întâmplă în corpul tău. Poate există o anumită tensiune sau contracție sau constricție sau o aversiune. Poate că nu îți place, poate că ți-ai dori să fie altfel. Doar respirați și observați. Acum să folosim cuvinte care ar putea fi utile. Vă puteți imagina trimițând aceste fraze către dumneavoastră în această situație sau trimițându-le către situație. Repetați. Lucrurile sunt așa cum sunt. Pot accepta lucrurile așa cum sunt. Repetați frazele și verificați ce se întâmplă cu voi. Ești așa cum ești. Poți să te accepți așa cum ești. Eu sunt așa cum sunt. Pot să mă accept exact așa cum sunt. Pot să întâmpin această situație cu eleganță și echilibru. În timp ce spui aceste cuvinte, vezi dacă poți să-ți amintești cum te-ai simțit în partea anterioară a meditației și să importi acest sentiment și aici.
Repetați. Lucrurile sunt așa cum sunt. Pot accepta lucrurile așa cum sunt. S-ar putea să nu îmi placă aceste lucruri și este în regulă. Este posibil să nu fie ceea ce îmi doresc, dar le pot accepta. Am capacitatea de a accepta viața așa cum este. Dacă ai cuvinte pe care vrei să ți le spui în legătură cu situația ta, spune-le acum. Să ne întoarcem la acea memorie, acea imaginație a solidității și a forței și a capacității pe care o avem cu toții noi de a gestiona ceea ce aduce viața. Rămâi cu senzația asta pentru încă câteva respirații. Spuneți, orice lucru pe care îl voi întâlni, care apare și despre care nu știu, pot să-l întâlnesc cu echilibru. Mai inspirăm și respirăm de câteva ori. Dacă sunteți cu ochii închiși, încercați să vă readuceți atenția către mediul din jur. Deschideți ușor ochii. Sperăm că acest exercițiu de meditație v-a fost de ajutor și, dacă veți mai avea nevoie de el, nu uitați să-l reascultați. Pentru mai multe resurse dedicate sănătății mentale, nu uitați să accesezi voifibine.ro. Locul unde descoperi că ești mai puternic decât crezi.